Bine, mi-am regăsit în aceeași sală primitoare în care de multe ori am petrecut clipe minunate. Vă rog să luați locuri. Începe spectacolul nostru. Domnul Sachi și-ar fi dorit foarte mult să facă în toamna asta un spectacol aici. Era în planurile sale. Voia să adune prietenii de dincolo de Prut cu prietenii de aici și să ne regăsim sufletele împreună și să trăim împreună mai frumos. Îmi vin în minte cuvintele scrise de el odată la un moment foarte trist când își pierduse fratele. Tăcerea nopții acum în înfioară, simt rece în inimă și peste tot mi-e sufletul de gheață, trup de gheață. Aș vrea să strig în noapte, dar nu pot. Zadarnă, așteptarea e o nălucă ce se arată hâdă pe la cer. Vreau să te prind, dar ești numai umbră. Vreau să te strig, dar voce nu e. Nici eu voce nu mai am. Și o să rog doi tineri frumoși pe care i-am îndrăgit în timp, Alexandra Andrei și Cosmin Maman, să vină în fața dumneavoastră. Ei au câștigat nenumărate premii, dar în primul rând au știut să ne câștige dragostea și inimile noastre. Alexandra Andrei și Cosmin Maman. Bună seara! Mulțumim pentru invitație. O să începem chiar cu o piesă care se cheamă Acrostih de toamnă, piesa lui Toni Orzachi. Și cât am căutat. Când vine toamna,
Piesa următoare ne aparține, se numește Alerg.